Domnilor consilieri, ați fost convocați în ședință ordinară conform dispoziției primarului numărul 229 din 8-7-2022. În consultarea condiției de prezență rezultă că din cei 14 consilieri convocați, prezenți sunt 7. Lipsesc consilierii Alexos George Carol. 6 sunt. Doar 7 de Bentia Francesc, Ciurar Monica Ștefania, Leghe de Angelica, Mărcuș Urban Adrian, Urban Anton, Voidov Vladimir. Ședința nu este statutară, nu putem ține lucrările. Dacă tot ne-am adunat măcar așa, că decât să trecem în revistă cam ce trebuia să discutăm astăzi. Cred că, bine, avem 17, câte proiecte avem astăzi, pe ordinea de zi, 17 proiecte, da, dintre care, cel mai important proiect ar fi alimentarea cu gaz de la Valea Mică, practic semnarea contractului, aprobarea semnării contractului, pentru că cetățenii din Valea Mică să poată și să branșeze la gaz. Chiar astăzi am avut un cetățean de acolo și zice, domnule, dacă nu voi avea gaz, zice, păi, ai, poate, da. Am zis și eu să vină, când vin colegii noștri să aprobe, atunci siguranță nu am. Dar am promis totuși că anul ăsta, iarna asta, dacă nu o să aibă gaz, anul viitor, până atunci rezolvăm toate problemele noastre și vom avea gaz anul viitor. În afară de asta, am mai avea niște hotărâri care le aprobăm an de an, cum ar fi cu cotizația pentru protecția copilului, cu adibul, astea care sunt anuale, dar să spunem că acum nu le votăm, sperăm cel mai scurt timp, să spunem într-o lună, o să intrăm în normalitate și vom începe să, cu proiectele, ca să mergem mai departe. Colac peste pupă, să știți și problemele care sunt în comună, am fost vedetă la România, deodată canalul D. Eu cred că ceea ce trebuia să fac, am făcut în fiecare primăvară apar aceste gropițe, mici, superficiale, în asfalt, este normal, este o tehnologie nouă, modernă, la sac, asfalt la sac și de multe ori vedeți că acest asfalt ține mai ține că ține și asfaltul, adică nu sare plomba, nu-i ca o plombă. Oamenii merg cu trotinete, cu biciclete, de ce să intre, de ce să nu le asupăm dacă este foarte simplă operația? Ca să spun așa, și dacă am fi dorit noi ca să facem un asfalt nou, nu puteam, pentru că până nu se face canalizarea, că vin ăștia cu canalizarea și sparge toată strada. Nu poți să faci asfalt nou. Deci, în momentul când vom avea canalizare și pentru asta putem aduce ca în discuție și despre canalizare. Primăria, noi ca și Comuna Cleja, facem parte din o asociație de dezvoltare intercomunitară. La nivelul județului sunt 400 de milioane de euro. Un proiect care este aprobat și este în fază de licitații. Primăria are, Cleja, are 6 milioane de euro în acest program. Se așteaptă, adică s-a scos la licitație, deocamdată nu s-au prezentat, pentru că prețurile un pic au luat o rază și nu vine nimeni. Sper să se găsească o soluție pentru a se adiționa prețurile care au, de undeva să găsească niște surse, ca să poată adiționa și să vină cineva să facă aceste lucruri. Deocamdată aici suntem cu gazul. Nu avem legătură, pentru că văd că tot se spune că nu facem aia, nu facem gazul, că vrem canalizare. Nu, fiecare proiect în parte are asigurată finanțare separată. Deci, dacă noi vom face școlile, n-au legătură cu canalizarea, n-au legătură cu apa, deci fiecare proiect este finanțat din alte surse. Suntem Compania Națională de Investiții, suntem cu sala de sport, care este licitație, în cazul licitației, nu avem nicio problemă, că nu vrem sală și vrem aia. Toate lucrurile mele. Primăria Cleja, dacă ați venit la Primăria Cleja, vedeți că stă fata aia pe hol, nici nu vin ăștia de la ISU, vin toți. Dom'le, stăm ca la țigani, acolo așa, în clădirea, sar clăcile alea de jos, pentru că clădirea nu are fundații, toată e crăpată prin prejur. Am adus un expert, s-a făcut o expertiză asupra clădirii și s-a constatat că nu putem, eu ca să pot folosi din banii publici și să repar această primărie,
trebuie să fac o expertiză. Expertul mi-a spus că nu se poate această clădire renova. Pentru că bagi bani, exact, pățim cum s-o pățim cu podul ăla care a căzut, care a intrat în... Da. Deci, eu pot să fac o cosmetizare, să văruiesc frumos și mâine îmi pică tavanul în cap la cineva și spune, domnule, dar primăria a făcut acolo. Deci, asta e soluția. Nu avem primăria dacă o să facem, nu facem pentru mine, pentru dumneavoastră, pentru oricine. Nu, pentru primăria facem, va fi o instituție în care cetățeanul, când intră, vine pentru o problemă, să poată fi tratat într-un mod... zita civilizată al noilor zile. O altă problemă care aș vrea să ridic, sigur, am avut acum iarăși televiziunea de România Te Iubesc și iarăși am fost, domnul Carol a venit, ne-am dus că dispensarul, nu știu ce, nu știu ce o pus să spună, sunt undeva niște bucățele de 3-4 cm de... s-a cojit, practic, cum să spun, s-a umflat varul. Dar eu zic așa, că aceste mici reparații, aceste clădiri, în momentul când sunt noi, lucrează un an, doi, se așează, se usucă, mai crapă, mai se renovează. Ea este în garanție. Noi n-am mai... acolo n-am venit și n-am intervenit cu banii noștri din primărie. Vine ăla, când sunt probleme, vine, repară, treaba lui, dacă sunt. Dar n-au fost cazul. Eu cred că în momentul când dumneavoastră priviți acest dispensar, este o mândrie. Eu mă mândresc cu acel dispensar și chiar nu a început să spună că s-au folosit materiale și am zis, domnule, astea sunt materialele care au fost. Ele au fost în situații de lucrări. Noi am fost verificați de Ministerul Dezvoltării. Inspectoratul de Stat în Construcție a venit. S-au făcut, toată fiecare situație de lucrări a fost semnat de către dirigintele de șantier, de către toată lumea. N-ai cum pur și simplu să spui tu că dai niște bani cu urmea. Au încercat să spună că am relații, că nu știu ce, că am angajat pe ăla, pe ăla, pe genul ăsta. N-au, deci a zis, domnule, n-are legătură. Și sigur că, dar n-are, pur și simplu am văzut că n-ai cu cine vorbi. El ce să facă? Cu două beri care le vin de pe zi, n-ai, atâi mintea lui, a ta poate, n-ai ce face, n-ai ce cere. Deci, nu pot. Un eveniment important a fost plecarea preotului. Au reușit. Au reușit, ei la asta se pricep, să distrugă tot. Pe mine mă atacă toată lumea, toată ziua. Acum au reușit să plece și preotul, să facă. O zis așa, la episcopie au făcut o hârtie în care eu am împărțit cu preotul 2 miliarde. Și zic, domnule, preotul mi-a spus, du-te, hai să vorbesc eu cu episcopul să mă duc. Nu cred așa ceva, eu ce să mă duc eu la episcop să te... Pe banii nu se dau așa la administrații, pur și simplu ia 2 miliarde. După aia, tot la fel dintre ei s-au dus la preot și au început prin telefoane. Cu asta nu cumva să facem această capelă mortuară. Dom'le, capela mortuară, am zis așa, că tot aud pe, cum să spun eu, concetățeanul nostru, domnul Bordaș, care este foarte vizibil pe site-ul propriu, pe Facebook-ul lui acolo, așa, și tot vorbește, și tot vorbește, și tot vorbește. Dar el are la cimitir aici, are unde să-l ducă, părinții sau nu știu, că el are aici casă mortoară în Pește, dar la Buda n-au oamenii. Hai să facem, el dacă are, nu mai vrea pentru altul. Și zice, să nu facă, să nu știu ce. Și biseriștii s-au dus, dom'le, nu faceți, că nu ne trebuie. Dar nu se poate, adică, nu, ce să spun, atâta pot. Am fost cu România Te Iubesc, acum iarăși a venit o televiziune care... Și cu podurile, că podurile am făcut, nu știu, de ce am făcut podurile. Dom'le, zic, da. Și era chiar o bătrânică acolo care ducea niște bidoane de apă. Zice, dar ce n-are apă bătrânica? Păi da, acum am făcut podul, ne-am să facem rețelele, venim cu gazul, dar până acum, dacă nu era drum, pe unde să trage apa, știi? Adică, ăsta e nivelul lor, nu avem cu cine discuta cu ei. Deci eu am crezut, repet acest carol în continuare, că nu vrea primărie și vrea canalizare. Repetă și am explicat, n-are treabă, n-are nimic ca prefectura cu... Hai la întâscura cealaltă, nu știu cum se numește. Nu au nicio legătură. E fiecare are finanțare separată. Cum să mai spun altfel oamenii? Cum să spun
Să înțeleagă oamenii că fiecare investiție este, are banii proprii. Ce să mai vorbim? Dacă aveți voi de întrebat ceva, ce să... Uite, nu sunt în față, nu vin, nu mai vin. Ata pot, ata fac. Așa gândesc, așa avem. Ei sunt și ei, fac parte din comunitatea noastră, cum suntem și noi. Dacă, domnul, dacă poate să ne spune ceva, dacă vrea gaz, pentru că ei spun că gazul e scump. Chiar a zis o femeie, domnule, nu uiteți, dacă e scump, eu vreau gaz. Da. Asta este. Dacă, imaginea asta, dacă vreți să puneți întrebări, să mai vorbim, să vorbim. Ce să vorbim, că nu putem... Venim degeaba, vorbim degeaba. Acum, eu te întreb, domnul Pavelică, băi, ei ce spun acum? Pentru că dacă ar dispărea viceprimarul, exact. Ar dispărea viceprimarul... Am vorbit cu Carol și i-am zis, domnule, hai să rezolvăm problema. Da. Să mergem înainte cu proiecte, să mergem înainte cu conturi. Noi nu suntem aici să venim să pierdem timpul, noi suntem aici să facem ceva în comună. Și mi-a zis în felul următor. Singura condiție este să plece Gabi, n-am nimic personal cu el, că a crescut, a trecut aproape de mine și îl aburez pe față de el, dar politic, ci că nu este compatibil cu postul care te ține. Plus, ci că ei sunt majoritari și dacă domnul Gherfi pleacă, ei o să vină la ședințe și o să participe și toate cele. Da, lucrurile astea au mai spus la cineva, de exemplu, și ție ți-o spus parcă, nu sau cum, chestiile astea? Sau... Nu, domnul a zis într-o zi, când vorbeam cu dânsul, a zis de adică am zis condiții. Că asta e condiția lor, că și că pleacă Gherfi și vin la ședințe și totul este ok. Eu cred că nu chiar, nu-i chiar rău dacă... Nu știu, vorba... pe cine vrea vice? Nu, ei practic nu vor, și ai văd, nu, Cai, dar nu mai contează, nu contează, nu contează cine e vice, contează... Ei nu vin, practic, nu. Ei nu vin la, la aceste ședințe din cauza că nu le place de ochii vice. Eu cred că noi venim aici nu pentru vice, nu pentru nimeni, exact. Venim aici să facem proiecte și să construim în vreo ceva. Dacă nu suntem în stare, plecăm acasă, e foarte simplu. În faza de față în care suntem acum, cred că o să plecăm acasă. Mai e varianta, dacă domnul Gherfi ar accepta plecarea, ei cei care ar veni și ar participa la ședințe. Deja e sabotaj. Nu-i sabotaj, nu, e, nu-i sabotaj. Ei zic, conform cum gândesc ei, eu cum gândesc auzit, ei, asta ne interesează. Domnul Gherfi, nefiind în niciun partid acum, nu știu din ce motive, practic ar fi foarte frumos să plece, că da. Ei zic că a fost trădătorul lor și da. Asta vor. Mai mult de atât, ce să fac? Ori plecăm acasă, ori găsesc dumneavoastră o metodă să rezolvăm problema și mergem cu cerințele înainte. Că dacă plecăm acasă, posibil ca să nu se țină nici alegerile. Că sunt 2 ani, nu știu dacă o să fie alegeri. Nu, și, să mai fi, da, Cleja, domnul Valentin, da, Cleja pierde, o să avem gaz la Valea Mică, nu o să avem apa reparată, nu o să avem construcții, nu o să avem nimic. Sigur. Și atunci de ce mai pierdem timpul? Cum mai mergem noi la oameni să le zicem, hai fratelor să facem ceva în Cleja, dacă noi nu suntem în stare, să ducem un mandat înainte, normal. Găsiți o variantă, nu știu, eu... Voi mai știți careva din voi ați mai vorbit cu cineva ce vor ei? Andrei sau Mihai sau... Nu, e asta vorba, eu am încercat să vorbesc din... Așa mi-au zis, pleacă Gherfi, venim la ședințe și totul este ok. Dar tu ai... Dar tu când ai participat, tu ai participat la discuții cu ei. Da, ei erau toată armata cu ei. Eu vorbe, nu, eu ies cu bicicleta, precum știți, mai ies pe jos și chiar mă, Carol fiind la drum acolo, mă întâlnesc cu el foarte des. Și vorbesc, eu vorbesc cu toți. Eu nu am adversari, eu nu am dușmani, nu am nimic. Eu vorbesc cu toată lumea și este normal dacă mă întâlnesc cu el să discut. Ce pot să discut cu cineva? Politică. Că doar de asta suntem, facem politică, nu? Da. Și la ora actuală, politica noastră înseamnă criza în care suntem. Cum o putem detenționa? De-aia, bă, hai mă la ședințe, mă, că nu mai contează. Peste 2 ani vedem ce o să fie. Nu. Dacă pleacă Gherfi, noi venim la ședințe și totul este ok. E simplu. Pe urmă își dau demisii premier, președinți care se retrag. Da. Nu e o chestie numai decât așa. Oricum dacă se dizolvă, să ai motiv. Nu.
o să dai demisia pur și simplu. Da, nici eu. Și o să-și pună ei, sau pune la altă ceva, nu mai contează. Important e, nu, important e. Hai să preda majoritatea, să nu se predai majoritatea lor, să facă harcea pace din toate proiectele. Nu, ideea mea are. Dacă stăm și luăm creionul și calculul, ei nu vreau să fiu răutăcios, dar dacă e să fie, au majoritatea. Au trei odată, nu? Trei, doi și trei. S-a construit, nu are nimeni majoritatea. Da, haideți să depășim. Nu am zis că ideea, m-ați întrebat ce am auzit. Dacă cineva mai a auzit altceva, puteți doar de-a fost. Așa a vorbit și eu, la același lucru. Și când a venit aici juristul ăla lor sau și prefectul, când a fost fostul prefect, același lucru, dați la pace. Hai să dăm la pace. Da. Dacă e mai bine decât dumneavoastră hotărăți, cam ce este mai bine pentru comună, nu? Puteți în fața când puteți să luați o decizie. Da, vom vedea ce e de făcut și eu zic că vom debloca această situație. Asta contează să fie deblocat, o să mergem înainte cu treaba că de asta trebuie să fim voi. Dacă e asta înțeleg, așa vor avea. Deci asta a fost a treia ședință ordinară care nu s-a ținut. Înseamnă că se va dizolva Consiliul. A doua, că mai s-a aprobat un proiect și mai trebuie, nu mai stau o ședință. Fără ei, nu-i problemă. Și vom face un nou Consiliu. Vom face, vedem, mai este. Avem timp. Da, mulțumim frumos pentru participare. Plecăm acasă. Mai veni luna viitoare.